Bine, mai regăsit prieteni. Ce vedeți în spatele meu este o poiată. Și am zis, mai hai să vă arăt ce se poate face dintr-o poiată, dintr-un graj, dintr-o dintr șură. Mai ales că acum sunt o mulțime de oameni tineri care se mută la țară și vor neapărat să se guste, la, se guste viața de la țară, dar nu cu vaci, cu oi, cu capre. Că acum, no, secolul 21, secolul 21, sunt oameni care se pricep la oi, la capre, la cai, un aitist, un etc. Dar vrea altceva, probabil. Și atunci am zis, hai să vă arăt ce poți face dintr-o poiată. În primul rând, o chestie care îmi place mie foarte tare e faptul că-i pus pietriș aici, știi? E un fel de, de deșteaptă chestie. Și aici este o mică chicinetă, bucătărie. Bă, mie îmi place la nebunie lemnul ăsta gros. E așa ceva, am văzut la Jedima, în Paris, am și cumpărat cu prietenii mei unul, mă rog, ei au cumpărat. O fostă de asta ca lumea, costa undeva cea mai ieftină, cea mai ieftină, că era la reducere, 400 de euro. Și uite ce bine arată. La noi astea le poți găsi încă la prețuri acceptabile. În rest se vede că e uh, mână de uh, femeie în primul rând. Și aici, eu totdeauna am zis-o și unii râdeau de mine, bă, femeile sunt cel puțin la fel de inteligente ca deștepții, ca deștepții ca uh, bărbații, care se cred deștepți, da? Uh, dar când e vorba de design, da, mai ales dacă ești și uh, designer, femeie, atunci bas tot. Știi ce îmi place? simplitatea cu care au așezat absolut tot, 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 Da? Inclusiv lămpile astea care sunt niște, niște, niște capișoane de asta de paie cu un pic de fier, da? lavița asta recuperată, îmi place la nebunie, și faptul că vechile, vechile mese de lucru, le mai știi, astea așa, tot felul de, de cred că un fel de strung, habar n-am cum se foloseau astea, dar lemnul este de o calitate extraordinară când e vechi. În rest, aici trebuie să vă arăt, aici este o baie, da? nu mai mergi la tufiș ca altă dată, nu e așa, baie cu tot ce vrei, eu habar n de unde să aprinde lumina, oare de unde să aprinde lumina? A, ah, de aici. Așa, ești în șură, ai chef de un duș, o baie mică, deci poți să stai liniștit. Aici o idee foarte faină. Tablă. Tablă pur și simplu și arată bestial. În rest le vezi uh, lucruri foarte faine într-o șură, într-o poiată. Da? Bați lucruri pe care orice om care se mută la țară uh, le-ar putea face Sigur, cu condiția să gândească înainte, oare să stric șura asta, oare la ce să-mi folosească mie poiata? da? La ce să-mi folosească mie, de exemplu, uh, uite, robineții ăștia vechi. De obicei, lumea îi aruncă, potcoavele le aruncă, uh, micile, micile bijuterii și astea, da? <coughs> și merge mai departe, locul care mie îmi place cel mai mult, este o găselniță pe care n-am mai văzut-o până acum, cel puțin eu. Ia uite aici. Intri și șură. Adică ai un loc de stat, ai și acolo, dacă te uiți pe perete, e un perete superb, da? Un perete superb. Și aici vii cu prietenii. Uite. -te. Ai un mic godin, ai niște balansoare, un balansoar, și aici poți să stai și să te bucuri de ce ai făcut. Și pentru că oricum vine iarna, acolo deja vezi o sanie, altfel de sanie decât uh, suntem obișnuiți. Uite, asta e, stai să trec un pic prin fața ta. Ia, uite. O sanie, completitură din, din pânză de aia. Aici suntem. Uh, uh, la poalele apusenilor, pârtile de săniuși sunt senzaționale și era normal să ai o asemenea, uh, un asemenea instrument de distracție. În rest, sunt găselnițe extrem de, de efect. Uite, de exemplu, faptul că ai pus o fostă în aici. Uite aici, ai pus fostă și aici ai pus niște lemne nu doar te protejează de vânt ci pur și simplu îți dau aroma aia faina vieții de la țară că toată lumea când e vorba de vorbi despre satul românesc îl idealizează dar în același timp nu s-ar muta la sat pentru că băi, canalizare, apă caldă gaz, lumine, etc doar că, uite, canalizare poți lua oricând de la Arad, eu de acolo mi-am luat stație de epurare. Bă, că erau salarile foarte mici, o stație de epurare, cea mai ieftină, costa, era cehească. Vreo 3.000 de euro, dar salariile erau mici, 200-300 de euro. Acum o stație de epurare românească foarte bună, de a de la Arad, cu cum se numește firma, e, 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 e cotad, da, e undeva la 1.000 de euro mai puțin și salariile sunt foarte mari, față de ce erau acum 15 ani, da? Deci nu se mai pune problema să vai că nu mă pun mă mult la țară că n-am canalizare. Poți să ai canalizare. Apă, acum, este cam în toate uh, satele. Uh, lumină este. Gaz. <laughs> Dacă acum mi-aș face o casă, mi-aș face -o așa, maxim de 140 de metri pătrați, cu un acoperiș spre sud, plin de fotovoltaice și nu mi-aș mai băga niciun gaz, mi-aș mi băga o, o pompă de căldură una de aia să-mi ducă toată casa cu încălzire în pardoseală să nu consume mult și mi-aș băga de vreo 10.000 de euro numai panouri fotovoltaice pe casă și atunci măcar știu o treabă domnule, sunt cât de cât independent sau cum îmi place mie și iar o să dea unii cu ochi autonom da? Uh, uite colțul ăsta își o găselniță de, extrem de extrem de, 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 plăcută ochiului, de e locul de povestit. E locul de povestit foarte simplu de făcut. Da? Gândește că absolut tot, 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 este recuperat, inclusiv bârna asta, mă rog, bârna, că au fost ceva aia, care e făcută acum ca un prag. Sunt puse, dacă vrei, și lucrurile care țin de secolul 21, cum e scaunele astea, lângă, lângă nebunia asta de masă, e ceva de senzație. Și aici, pernele de pânză de sac. Azi de astea am și eu acasă, am ceva, cred că mai avem vreo doi saci cu cafea din Brazilia, mă rog, de cafea din Brazilia, că nu nu plin cu cafea, acum îți cu penie, da? Și îți dau farme cu ăla, uh, nu al vechiturii, că n-aș vrea să vorbim despre vechitură, al, lucru, al lucrurilor de demult și bine făcute, știi? Sau cum îmi zic mie copiii, tata, tu nu ești bătân, tata, tu ești un tată vintage. Așa îmi zic mie copiii și eu sunt încântat de chestia asta. Și aici ai micul colț, că gândește, vii acasă, da? Bă, o sunat Văsălie cu Văsălica, vin până la noi. Bun, și mai vin și e, Marceluș cu Marcelușa. Da? Și vrei să stai afară, că e iarnă, că e, -i, că -i vară, vrei să stai afară. Da? Ai tot ce vrei. Te bucur de fiecare colț. Lemnul ăsta, mi îmi pare rău că nu pot să vă arăt textura lemnului, mâncat cumva de cari, dar în același timp extrem de solid. E ca un, Știi, există, există, fețe de oameni în vârstă, uh, au două, trei, zece riduri, dar în același timp emană o lumină extraordinară. Știi? No, ceva în genul ăsta e lemnul. Vezi că e vechi, vezi că e mâncat de cari, vezi că... dar în același timp se simte tot timpul care s-a scus prin el, de fapt la a cimentat. Uh, dacă pui și inserțiile astea, uh, ca așa ai vrut tu, face o chestie foarte faină. Știi, eu cred că țara asta, dacă ar avea un brand, dacă ar ști să-și construiască un brand, dacă ar apela la uh, uh, specialiștii în branding, ar trebui să-și regăsească cumva, sau să-și recupereze uh, definiția cuvântului tihnă. Știi, vezi cum suflă, cum sună, tihnă. Parcă inspiri respiri. În momentul în care, în care îți pui brandul ăsta de tihnă, nu știu cum se traduce tihnă în celelalte limbi, dar poate mă ajutați voi, mai ales cei din diasporă, în momentul ăla bateria e pe jumătate câștigată. Jumătatea aia trebuie să o câștigi tu. Cum? Punând o stație de purare, apă curentă, apă caldă, micile, dacă vei, trucuri de design, da? și la sfârșit nu știi de ce, bă, da, bine m-am simțit la Cutărescu. Dar cum mă văsălie? Și cum mă văsălica? Bă, nu, nu știu, nu, nu pot să-ți explic, dar e așa o, o liniște de aia. E un calm extraordinar. No, chestiile astea trebuie să le învățăm. V-am lăsat acum. Eu mâine sper sau <coughs> sper să vă prezint și e, casa ailaltă nu vă arăt acum, este o splendoare. Da? Așa să vă închipuiți că am făcut aseară un uh, foc într-o sobă făcută de Otila trebuie să-l căutați. Da? Uh, și de aseară noi n-am mai făcut nici un foculeț și înăuntru sunt 22 de grade după ce cel tot a Ca să înțelegeți ce înseamnă eficiența. Cu vreo 5 lenuți atâta, de 25 de centimetri. No. când ne regăsim noi e, toată chestia asta, să știi că vom trăi mai bine. E, domnul Băsescu, cum era chestia să trăiți bine? Să restaurați bine. Că de trăi bine, dacă nu știi să trăiești bine, poți să ai 10 miliarde de euro. Dacă știi să restaurezi și să-ți restaurezi propria viață, să ajunge și un leu 25 de un corn. V-am pupilizat. La faină, așa. Că...